Traian Băsescu spunea ieri că ar putea convoca acest referendum odată cu alegerile europarlamentare din 2014. Valerius Gonea motivează în scrisoarea trimisă șefului statului că proiectul de exploatare minieră este unul care ar putea aduce foarte mulți bani, dar pe de altă parte este și controversat, generând deja mai multe opinii publice. Parlamentarii vor să cunoască părerea cetățenilor, a scris președintele Camerei Deputaților. Acesta a adăugat că ideea organizării unui referendum este foarte bună și că este foarte important ca și parlamentarii să cunoască rezultatul acestuia. În aceste condiții, Valerius Gone a scris că așteaptă de la șeful statului un calendar precis al organizării unui referendum. Proiectul de lege care reglementează exploatarea minereurilor din perimetrul roșia a a fost aprobat în ședința guvernului din 27 august. Proiectul de lege prevede declararea proiectului ca fiind de utilitate publică și de interes național. Deosebit, mandatarea unor entități publice să aducă la îndeplinire unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roșia Montană, modificarea unor acte normative privitoare la exproprieri și autorizații de construcție. În urmă cu aproximativ o lună, premierul Victor Ponta anunța că negocierile pentru investiția Roșia Montană vor fi finalizate până la începutul sesiunii parlamentare în septembrie, iar lucrările vor începe dacă Parlamentul va aproba proiectul de lege pe care guvernul îl va propune în acest sens. Exploatarea ar urma să înceapă în noiembrie 2016, după ce planul urbanistic zonal va fi aprobat până la sfârșitul acestui an.